Șeful statului a semnat un decret de restructurare a aparatului președintelui Republicii Moldova, prin care reduce numărul de angajați de la 150 la 94 de posturi. Unele structuri au fost redenumite sau excluse, iar altele comasate. Personalul rămas fără loc de muncă va fi transferat în gestiunea guvernului. Potrivit documentului, Serviciul e-Administrare și Securitate Informațională a fost redenumit în Serviciul Tehnologii și Securitate Informațională. Direcția Administrativă Condrița, Secția Administrare a Sistemelor și Rețelelor Inginerești și Secția Gospodărie și Întreținere au fost excluse din noua structură. În decursul unei luni, conducerea aparatului președintelui Republicii Moldova va aproba statele de personal în conformitate cu prevederile decretului. Prin urmare, angajații din structurile comansate, 37 la număr, vor fi transferați în administrația executivului. Transferul a fost necesar, inclusiv în contextul în care reședința de stat de la Condeț a trecut în gestiunea Direcției Generale pentru Administrarea Clădirii Guvernului. Prezentul decret abrogă structura aprobată de Maia Sandu în octombrie 2021, potrivit căreia personalul limită a fost redus de la 163 la 150 de posturi. Am solicitat mai multe informații despre motivul reducerii din personal și ce se va întâmpla mai departe cu angajații structurilor excluse din structura aparatului președintelui. De asemenea, am vrut să aflăm și ce se va întâmpla cu bugetul care era prevăzut pentru angajații din funcțiile excluse. Direcția Informare și Comunicare cu Mass Media a aparatului președintelui ne-a răspuns la solicitarea oficială expediată că va reveni cu un răspuns în termenii legali. Documentul stabilește de asemenea că angajații vor asigura întreținerea sanitară a bunurilor imobile aflate în administrarea și gestiunea aparatului președintelui Republicii Moldova. Decizia mai prevede că președinția va transfera guvernului suma de 960.920 de lei, dintre care 835.920 de lei vor constitui cheltuieli de personal, iar restul 125.000 de lei vor fi cheltuieli de întreținere pentru lunile martie-decembrie 2024. De asemenea, am solicitat de la Serviciul de Presă al Guvernului informații dacă unele direcții și structuri de la președinție au trecut în subordinea Guvernului, câți angajați vor avea și cum va fi gestionat bugetul prevăzut pentru salarizarea angajaților. Până la momentul publicării știrii nu am primit un răspuns. Decretul prezidențial a fost semnat pe 11 martie și a intrat în vigoare în aceeași zi. Acesta este ultimul an din actualul mandat al Maiei Sandu. Ea a anunțat că va candida din nou pentru funcția de șef al statului, alegerile pentru care vor avea loc anul acesta.